De la înfometare, la bătăi și la privațiunile unei vieți normale în afara lagărului, lipsa produselor de igienă personală, spre exemplu, încarcerare, bătăi, interzicerea practicării religiei, toate lucrurile acestea care nouă ni se par oarecum ușor de suportat în condiții de detenție extreme la temperaturi de minus 40 de grade, unde se făcea foarte puțin foc, ele deveneau adevărate calvaruri pentru ei. Să stai nemâncat, să lucrezi ore în șir la câteva sute sau poate chiar 1000 de metri în subteran, scoțând cărbune, să nu ai posibilitatea să comunici decât întâmplător cu oameni, să nu te poți împărtăși de marile sărbători, și pentru că mi-am adus aminte, este de remarcat un lucru, primise la un moment dat, îmi povestește, nu mai știu în care din lagările de concentrare, primise din Basarabia Sfânta Împărtășanie, trimisă de un călugăr. O primise într-un mod pe care nu mi l-a explicat. Dar din niște smochine și aduse din pachetele unor creștini ucrainieni și, dacă nu mă înșel, letoni, le-au pus la fermentat, au făcut vin și au reușit să facă o cantitate redusă de sfântă împărtășanie cu care i-a împărtășit pe toți cei care se spovedeau lui. Și mi-a povestit părintele că lui s-au spovedit nu numai basarabeni români, s-au spovedit ortodoxi ucrainieni și nu numai. I s-au spovedit oameni care nu aveau nicio legătură cu credința ortodoxă, pentru că vedeau în el până la urmă un simbol al libertății, un simbol al mântuirii. Într-un fel, el reprezenta acolo slujitorul Mântuitorului Iisus Hristos. Am uitat să vă spun, poate reușiți pe undeva, dacă dumneavoastră considerați că este important, în perioada în care a ajuns în România, a ajutat mii de basarabeni să vină peste Prut, să intre în țară, să fugă de ocupația sovietică, mergând până acolo, cât a falsificat acte de identitate ca să poată aceste familii să vină în România. Au călătorit prin gara Iași-Ungheni, ieșit afară, au ajuns în primul lagăr, la Dnepropetrovsk, unde a stat 4 luni. După care a trecut într-un alt lagăr la Ticheni, lângă Urale. În aceste lagăre era undeva mai în interiorul Rusiei. Deținuți erau puși la defrișări de păduri, la prelucrarea primară a lemnului, în condiții destul de aspre, muncă zilnică, de dimineața până seara, de ziua până seara, condiții igienico-sanitare precare, mâncare slabă, așa, dar a rezistat. Aici a avut o șansă din nou, trimisă de ceruri, cum spunea dânsul. Comandantul lagărului a aflat că ar fi preot și, fără a avea o legătură directă cu el, prin interpuși, l-au provocat la o discuție, l-au retras de la munca din pădure, ca să zic așa, și l-au ținut o perioadă
în interiorul lagărului, unde era familia comandantului. L-au pus să taie lemne, să ducă lemne în casă, așa, și l-au studiat oarecumva așa. Și până la un moment dat, soția comandantului i-a zis dorința ei: părinte, am un copil, putem să-i facem botezul? Și i-am spus, zice, tot ce trebuie să pregătească și fără ca să știe lumea, am făcut acest botez. Și recunoștea că a avut puțin favor pe urma acestui act. Și cam așa a dus-o în acest lagăr, după care a continuat în altă parte. Tot în activitatea de lagăr, putem spune că prin 51 Stalin a dat dispoziție ca toți condamnații străini de către tribunalele sovietice, nu numai din România, și de pe alte teritorii ocupate, să fie adunați împreună și duși dincolo de cercul polar, unde condițiile erau mult mai grele, unde zilnic se stingeau din viață o parte din ei. Asta era și scopul, de fapt. Și a avut și dânsul soarta asta, a plecat de aici spre așa zisele lagre ale morții de la Vorcuța, care erau dincolo cercul polar. Și a ajuns la lagărul minei 29. Erau niște mine de cărbuni. Aici iară povestește dânsul, când a ajuns acolo, era seară și o coloană mare de deținuți vinea spre Bărăci, ce erau niște draci negri, ce numai dinții albi. Pe urmă s-a convins că a trăit și dâns o perioadă, vineau din minele de cărbuni în care munceau de se snopeau săraci. După un timp nu prea lung, cineva din Odessa, parcă, era un român pe la serviciul de organizare. Și altul l-a informat că acolo nu știu ce. Și ăsta cam proteja pe români. Și mai ales că își amintea că totuși trupele române care au fost în Odessa au protejat familiile lor. Și atunci a avut o pic de șansă că cu doctorul i-a supus la un control medical serios și a găsit că are angină pectorală. Și l-au pus la munca de suprafață. Deci n-a mai pătruns în mine, dar tot muncă grea și viață grea. Despre împărtășiri mi-a povestit așa cum am relatat și noi. Evident că nu aveau veșmintele preoțești. Și pe undeva, probabil că au folosit și ei, cum a folosit părintele Arsenie Papacioc, spre exemplu, un șnur de ață în loc de epitrahir, pentru a putea spovedi, pentru a putea împărtăși pe cei care doreau acest lucru în pușcărie. Lucrurile așa, în amănunt, sunt probabil de citit în cărțile Sfinției sale. Eu ceea ce v-am relatat sunt niște secvențe, niște mici episoade din această existență a părintelui, așa cum au fost relatate în interviurile pe care le-am făcut cu dânsul. În pușcărie, a reușit să țină câteva slujbe, că avea o carte de rugăciune, dacă scriptura sau așa ceva, avea cu dânsul. Așa, și ținea slujbe
mai pe ascuns, mai pe neascuns, dar zice că nu erau chiar interzise în totalitate treaba asta, așa ce făceau ei între ei deținuții. Da. Și cu ocazia la asta, mai ales Paștul, postul Paștilor, postul Crăciunului, făcea și acele spovedenii și cuminecături ale deținuților.